După cum am văzut în Daniel capitolul 3, cei trei tineri au avut un test deosebit. Care credeți că ar fi niște încercări de foc pentru noi astăzi? Bun, ideea acum principală cred că contează de lucra pe care o avem cu Dumnezeu. Pentru că dacă ai un anturaj cât de cât ne la locul lineat de dis, vreau zic, contează foarte mult anturajul pe care l-ai, poți să fii foarte mult influențat și poți să pierzi legătura cu Dumnezeu pe care l-ai. Îți mulțumim, Doamne, pentru această seară. Trebuie să ne binecuvântezi așa cum stăm în fața Ta și să ne ajuți, Doamne, ca în orice împrejurare să-ți rămânem credincioși. Amin. 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 Ne vedem joia viitoare la aceeași oră și până atunci să ne gândim la proiectul despre care am vorbit la începutul întâlnirii. Cred că merită să facem proiectul ăsta împreună. Bine? Da. Bine. Bine. Și ție, seara plăcută, mă bucur că ați fost. A, pace, bună seara. Bine, ce bine, bine ne-am întâlnit. Gata? Da. Este bine? Bună seara, asta am terminat. Și? Proiecte de viitor, da? Avem și un proiect pe care vrem să facem săptămâna viitoare. Bine atunci. Dacă continuăm, dar rog, dacă trebuie de care de ce? Da? Da. Bine. Vreau să, dacă tot opriți, vreau să facem o surpriză. Da, da, dați un pic. Vorbim de o surpriză. Mă invite la o surpriză, știți că e valul Ramu? Da. Și am pregătit ceva. De fapt, dacă e surpriză, nu vă mai spun. Oh. Păi nu poate veni, pentru Ralu, dar nu pot face filmul. Am pregătit așa o mică trecere. Eu mă duc înainte, știți unde ne întâlnim. Da. Mă bucur că ne-am întâlnit și că mă înțelegeți. Să nu întârziem prea mult. Ok. Okay. Și așa e târziu, e cam târziu să nu întârziem. Mulțumesc. Cu plăcere. Stare plăcută. Păi, la ziua noastră. Pocăință, mai ales că e fată de prezbiter, una altă, tot figuri și fiice, nu știu. Nu cred. Mai bine, mai prefer să stau aici să beau o bere cu tine, liniștit, ca bătrâni, hai, noroc. Da, mă, dar se supără pe noi. Așa, ce mai putem să supără la zonarul cu mine acum? Hai să fie și serios acum. Nu știu, la noi. Da. Hai, vă bune. Ce, bine? Nu. Aș pune băgăm la ultimul. Păi chiar, eventual ești timpul în mașină. Nu ești în mașină așa. Aici în papaia nu mai... Nu, nu bun. Hai că mai am atunci ceva, să nu se zice. Ce ai zis, nu bine. Nu bine! La multă mână! De ce? La multă mână! La multă mână! Ia o sătă de la mine, sper să-ți placă. Pe gustul tău. Și că... Faceți loc, faceți loc, ăsta de la mine. Dacă nu-ți place, să spui mă duci și spun produzim. Bine? Nu, Aude tata lui Luca și... Aude tata lui Luca. Aude tata lui Luca. Aude tata lui Luca. Aude tata lui Luca.
Eva, hai să vă pun o melodie așa mai de doamne, să nu ziceți cum e străul, da? Nu pune, hai să vedem ce pui. Primește-ne. Stai să pui un... Uimează-ne! Da, asta, eu zic că e destul de frumoasă. Bine, Mișu! Hai, dar să vină pe Pentru că nu cați vine, nu? Da. Voi ați spus, noi la noi, îți las și eu. V-am așteptat, dar nu știu. Hai da! Deci? Hai da! Ce? Ce da? Pentru că nu cați vine, hai da! Continuați! De ce v-ați oprit? Ce s-a întâmplat cu voi? N-ați spus voi doi că vreți să fiu și eu cu voi tot timpul? Ba da! Ba da! Și atunci? Da, Luca! N-ai vrea să dansezi? Da, dar cum să dansezi? Păi dacă prietenii tăi pot să dansezi, eu de ce n-aș face? Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că acesta a fost doar un vis. Amin. Care e legătura ta cu cerul? Cât timp petreci cu Dumnezeu? Stau lângă drum, o cumpănă și atât. Mi-e rostul o minciună de trăire, dar vreau, din rosturi de lumină coborât, să vină iarăși tătătorul de iubire, să-mi curgă peste tulburi adâncimi o vadră din vecia de culoare.
să poată oglindi și anii mei străini. Măcar amurgul ce răsare la hotare.